Universitatea Banca Transilvania Cluj-Napoca a câștigat Supercupa României la basket masculin aseară în arena Antonio Alexe din Oradea. UBT Cluj-Napoca a învins CSM CSU Oradea cu un coș marcat în ultima secundă. Universitatea Banca Transilvania Cluj-Napoca a câștigat Supercupa României la basket masculin în urma meciului de aseară împotriva CSM CSU Oradea. Deținătoarea Cupei României s-a impus în extremis grație unui coș de 3 puncte reușit de Alexander Rasic, când mai erau 3 secunde din meci. Scorul final a fost de 70-67 pentru echipa lui Mihai Silvășan. Un meci foarte intens în care ambele echipe și-au dorit victoria și au luptat cu adevărat pentru trofeu. Un meci intens, decis cu o aruncare în ultimă secundă. Vreau să le mulțumesc băieților pentru luptă, pentru eforturi pe care le-au depus. Au luptat din toată puterea lor. E primul trofeu, într-adevăr, nu unul atât de important ca și campionatul sau Cupa României, însă, cum am spus încă din prima zi, vrem să câștigăm fiecare meci pe care îl jucăm, a spus Silvășan, conform site-ului oficial al clubului. Cei mai buni marcatori ai albnegrilor au fost Alexander Rasic, care a ieșit și coșul decisiv, în ultima secundă, și Filip Adamovici.